Bună ziua și bine ai regăsit! Astăzi vreau să pregătim împreună bomboane Raffaello. Este foarte simplu de făcut și vă garantez că sunt foarte, foarte bune. Haideți să vă arăt ingredientele și să ne apucăm de treabă. 200 de grame de fulgi de cocos, 300 de grame lapte praf, 150 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de unt, 100 de grame de migdale decojite pe care le vom coace la cuptor, jumătate de fiolă de esență de migdale. Pentru decorul bomboanelor Raffaello mai avem nevoie de 100 de grame de fulgi de cocos. Iată cum procedăm. Cu un tel amestecăm foarte bine fulgii de nucă de cocos și cu laptele praf. În cratiță în jur de 250 de ml de apă, adăugăm zahărul pudră și o lăsăm să fiarbă. Apa a început să fiarbă, iar zahărul nostru s-a topit. Putem adăuga și untul. S-a topit și untul, oprim focul, iar acum începem să adăugăm laptele praf care l-am amestecat într-un preluat din nuca de cocos. Și amestecăm într-una până obținem o pastă omogenă. Punem acum și o jumătate de fiolă de esență de migdale. Iar compoziția obținută o băgăm la frigider timp de o oră. Migdalele le-am așezat pe o foaie de copt și am să le pun la cuptor la o temperatură de 150 de grade timp de 10 minute pentru a le rumeni un pic. Haideți să ne apucăm să formăm bombonelele. Luăm compoziție, presăm ușor, punem un miez de migdală, închidem și formăm biluța. Iată, dragii mei, așa arată și bomboanele Raffaello. Vă doresc spor la treabă și poftă bună!